toate câte sunt pe pământ, nimic n-a rămas neîmblânzit de tatăl lucrurilor, Neamărin. Pe moment, are o misiune cu râme. Nu era nimic. Iar a început să arunce cu râme pe mine, iar dă-i și fugi și urlă și țipă. Urla aia. Așa zic. Încă trecea și urla. Fugea ca nebuna cu râma pe ea, în statul ăla pe acolo. A alergat pe stradă și a intrat în curtea lor niște vecini. Fii răi cu să fii. Poarta aia s-a adus. Unde te duci? Și m-am dus direct în casa femeii. E în casă? Încălțată, plină de noroi, în casa femeii. A intrat cu balecă la oameni ăștia, ieși! Ieși afară! Și m-am ascuns la ea, că Neamărin a venit după mine. Și eu nebun, cu râma după ea, am intrat în casa oamenilor. N-am mai văzut-o, n-am mai auzit-o. Am luat la rând dormitoare, baie, bucătărie. N-am găsit-o. Și m-am uitat așa un pic, am văzut că se mișcă undeva într-un colț. M-am dus încet, încet. Ia și mâine, n-ai vrut să o bag în sâna cu bine. Așa, unde te duci? Unde te duci, bine, să fii? Și a venit peste mine și mi-a pus prosoapele, mi-a pus râmă. Altă râmă pe mine. Iau să mâncați. Mamă, dar are potențiometru de ăla, ați văzut? E... Urla, țipa, a lăsat-o, eu a plecat, urla de nebun acolo. Ia vedeți! Aolo, ce v-am făcut aici? Nana, lasă așa. Lasă așa, nu trebuie să mai zăbadece. Deci a ieșit ce am făcut femeii. Doamne, îmi cer și scuze. Îmi cer scuze că am intrat așa. Dar îmi tremurau mâinile că intru în panică, așa, mi-e frică, știi? Ia, uitați-vă. Nu e sigur, nu e. Dora pus-o. E? Ia! Hai, uite, era la mine. Unde era? Era pe partea mea. Deci mi-a găsit o râmă exact pe fund. Atâta mare de râmă. Și mai se și mișca așa. Zic, mor. Mor aici. Doamne, nu mai pot, am obosit. Sunt și răgușită la cât am urlat și cât am țipat. Aolo, deci la cât am țipat mie un rău și îmi tremură picioarele de la genunchi în jos. Deci foarte, deci asta a fost cea mai urâtă experiență de la Neamărin. A fost foarte oribilă pentru mine. Am avut râme peste tot. Ce nu faci pentru 2000 de euro, e nebunit? Bro, și vânăm! Băi, acum ia cadru pe biceps, că e grea. Mă enervez la un moment dat și încep să fac caterincă, dar ca să mă motivez pe mine să muncesc. Ultima, fii atent, ai slow motion, te-ai dus. Ba, nu strica cadru. Pleacă-mă de aici! Vezi că din vorbă, glumă, umpusem toată cuva aia de la excavator. Era plină de ce muncisem noi. Am terminat, deci mi-am făcut treaba, într-un fel sau altul. O treabă... Am muncit, chiar am muncit pe bune și ne-a dat. Laptele? Dați-mi mie laptele. Ouăle, un bonus, așa că v-ați murdărit. Pentru noi, mulțumim. Ne-am luat laptele și ouăle și na, hai înapoi la transpirat, că vin ceilalți și urmează etapa următoare. Tu termini acolo ce te-a pus. Termin cu o singură condiție, dacă mă lași în pace. Te las. Hai, fă-ți ce ai început. Arată-ne bre nou să facem cu bălgarul la ea. Am scormonat. Am scormorât în romelguș și de am pus acolo râmele, am cules patru de-alea. După ce am terminat asta, a zis, haide să vă arăt acum aurul negru. Ia mă, arată-ne aurul negru. Ia să vedem, mă. Ia vreți să mergi. Erau excrementele râmelor, care că sunt și mai bune și mai ușe pentru flori. Dar aș stimați așa? Consumator, consumați pământ de flori. Era și o... căci că e nutritiv. Și se numea bio de la humus. Și am zis, bre, hai bre, îți bagi joc cu biohumus. Eu mănânc humus în fiecare seară la libanez și la turcesc. Tu spui mie că humusul e de ăsta, din ăsta, făcut din rahadă. În fine. Mulțumim frumos! Mulțumim foarte mult! Sănătate și să vă meargă afacerea! Am muncit la firma de râme pentru 9 caserole de râme pe care le-am luat cu Neamărin. Ne-am întors aici, le-am pus pe ponton acolo să stea la umbră, pentru că râmele
trebuiau să ajungă la un domn care are o kerhana, pentru că el le folosește la pescuit. Am zis, ok, înseamnă că mergem și la kerhana. Da, ne-am întors, am ajuns la restaurant și m-am pus să stau, pentru că nu-mi dăduse încă sarcina ce era de făcut. Trebuie să facem delivery. Și vine neamorin să mă pună pe mine și pe Vica să ducem mâncarea. Delivery. Mm. Și am plecat la delivery. O nouă zi, o nouă trezire dimineață, destul de devreme pentru noi, 12 și ceva, nu se face. Nu se face. O zi în care am aflat că trebuie să mergem într-o altă misiune. Ne-am mărit, gata, hai că acum ultima treabă pe ziua de azi. Trebuie neapărat să mergem acum într-un loc extraordinar, incredibil. Zic, hai, ne-am mărit, că dacă nu ne-ai zis de momente de astea, să te însătui. Unde vreți să mai mergem acum? Mergem la Kerhana? Am plecat în 2 mai și ne-am dus și ne-am tot dus până la 2 mai la apus. Am ajuns la Kerhana. Ne aștepta acolo patronul. Prietenul meu, Călin. Bine ați venit, fraților. Bine te-am regăsit. Să-i ducă aceste râme și să facem un troc. Da, mă, și... mulțumesc frumos. Și așa n-aveam să mă duc la guviz, n-aveam râme. Ai văzut? Călin a fost încântat. Neam Marine, ce vrei? Păi, bă, vreau și eu 20 de kg de pește. Hai, bă, Neam Marine, chiar așa. Îmi dai 6 cutii de râme și... Păi, văd eu atunci cât îți dau, dar fii atent. Muciți și voi câteva ore la mine aici. Păi zici, ce trebuie să facem? Să greblați plaja. Da? Talianul de acolo trebuie să-l mai tragi de el ca să poată să desfacă, să-l întindeți, da? Da, să-l întindeți. Să spălați o barcă. Bine, hai băieți, la treabă. Liviu n-a stat cu mine la masă. A plecat mai departe. Am scos praștia din buzunar, am pus o corcodușă mică. Uite-l, uite-l. Nu i-am dat de-al dracu. Iar Neamărin, cu glumele lui proaste, a luat praștea și m-a lovit pe mine în punguța cu 2 bani. I-a dat direct în... În trâmbiță, da. M-a lovit atât de tare încât și acum banii zdrângăne în punguță. Am pus mâna, erau acolo, eu am crezut că le-a spart primul fază, am zis, gata. Groaznic ce mi s-a întâmplat, m-am așezat. M-am dus la ei și mi-am cer scuze, băi, iartă-mă, n-am vrut. Să mor eu, îmi cer scuze, n-am vrut. Nu mai vreau să te văd, te rog eu frumos, lasă-mă, lasă-mă. Băi, și-am dat cu mâna, n-am dat cu aia. Te rog eu frumos, lasă-mă, faci glume proaste. Pleacă, du-te, lasă-mă cu praștia ta, cu tot. M-a durut foarte tare, l-am înjurat, mi-a părut rău că l-am înjurat. M-am supărat foarte tare pe el și n-am mai vrut să fac absolut nimic. Un incident care a schimbat total macazul emisiunii. Și le-am zis, aștia, lasă-mă mai bine, că el și așa nu o să muncească cu noi. Și pe urmă am plecat la activități. L-am pus pe Cerebel și pe Genu să grebleze toată plaja aia. De aici trageți asta, uite, așa frumos, și până jos acolo, să vadă. Dar așa și facem toată plaja asta, hai. Băi, Neam Marine, ce vrei să spui prin toată plaja? Că nu înțeleg. Uite așa, de aici încolo... Oprește mâna aia undeva, să-mi dau seama că eu mă duc până la Bulgari. Eu nu mă opresc. Până la Bulgari. Nu, nu, gata. Neam Marine, nu. Până la Bulgari, nu? Neam Marine, nu. Până la Bulgari, nu. Nu, Neam Marine, aaa! Mă, când a dat odată cu praștia mea, a tunat pe pulpița mea, m-a cocoșat, m-a îndoit. Simți că te îndoi așa, când ți-o dă Neam Marine, te îndoi așa. Hai, fă tu până la mine și eu dau de aici încolo. Și am început cu grebluța. Dă-i. Pe Andrei i-am dat o roabă să adune tot ce e piatră mare. Neam Marine! Așa! Alea mari! Tot ce e mare! Astea, bre! Tot ce e mare! I-am zis, bre, eu nu mă plec să iau pietrele alea nici dacă mă omor. Mă duc să le duc pe astea! Să-mi bagă așa mine. M-a luat la bătaie cu pietrele alea, am cărat și pietrele alea. Dar de ce mai zici, bă, dacă tot le faci? De ce mai zici dacă tot ca le să faci? Mă ajute, ca să nu mă ajute. Ca a venit și te ajută. A venit și mă ajută, știi, ca să mă încurajeze. Și a fost un stabilopod. Știi că au 3 da. Triunghiul ăla? Bă, era o bucată de triunghi din ăla. Jos, când a fost-o pe aia, zis... Ia-o și pe aia până. Să mă rog, ăsta-i stabilopod. Ia-o tu pe asta, ia-o tu pe asta. Am murit de astea, zis, bă, chiar așa, măi. Dar unde ai găsit pe stabilopod? Hai! Le-a scăpat mie la căpăță, iau. Eu n-am văzut oameni, eu nu știu cum au reușit să taie din stabilopodul ăla. Așa, schimbare! Hai, bă, 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 b
M-ai făcut să mă iau, iau dacă nu iau. Stai că n-ai pus ăsta bine. Nu ai pus bine? E, când a văzut că m-a prins de-aia, m-a luat la bătaie. Le punem toate aici. Ia și mapucii de acolo. Mapucii, da? Asta adică, nu? Mapucii, ia. Mapuci. Mapucii e aici. De rezul spate. Uite, bre, ce frumos ai. Eu muncesc, ăla nu face nimic, bre. Care mă nu face nimic? Bre, Neamărine, lasă-mă, că m-ai luat odată. Neamărine, ăla, nu eu. Dar era departe, era, cred că, la 100 de metri de mine. N-are cum să dea el cu corcodușele alea să mă nimerească la distanța aia, pe malul mării, unde bate și vântul, niciodată în viața lui. Stați-mă, eu! Mamă, de la distanță! Bine, bă, bă! Cum i-ai dat-o, mă, iară să mă bată mama, bre? Bă, m-a luat direct unde a vrut să-mi o dea în picior, în picior pe celălalt picior, m-a luat. Cum, mă, de acolo să mă nimeni? Numai gata! Hai! M-am pus pe o băncuță și am vrut să văd și eu ce face Neamărin acolo. Să strângă niște pietre, să îngea niște pietre după plajă, dădeau cu o greblă după plajă, i-a alergat pe ăștia în continuu, până să l-a bătut cel mai mult. Că eu de afară am văzut exact cine care cum. Una, două, pac-o palmul ăsta. Una, două, pac-o. De ce dai mână ăsta în continuu? Uite-mă, îi dă-n ăla iar, mă. Uite-mă, dă-n ăla iar, mă. Mai zicea că dădea și în ghenu, a mai dat de vodor, dar pe ăsta, stătea cu spatele, munceai acolo. Uite, băi, uite, bă, dă în continuu nimeni. N-ai făcut nimic, bă. Și a dat direct cu aia de lângă el, de aproape, așa. Bang, una în spate. Nu făcuse, eu am urmărit toată fața. Cât de prost să fii, mă, să dai în continuu la muncea acolo. M-au apucat toate spumele și toți nervii și toată... Am și o prăștie. M-a împins norocul către o prăștie. A venit un prieten foarte bun de-al meu, cu o armă albă. De la probagaj luată. De la probagaj luată, numită Super Praștia Rambo 8. Să facem o probă. Eu am o praștie acum. Cu trei zgârciuri. Trei vârciuri. Șase vârciuri. Șase vârciuri. Trei pe parte, trei pe parte. Trage de aici la Mamaia. Dacă vreau să dau la Mamaia, dau din ei la direct. Mamaia. Doar să ai grijă să nu te uiți în sus, că-ți vine nu. Bravo. Șase. Maică mea. Cred că e momentul. N-am mai putut. Am căutat corcodușe, n-am găsit. Am găsit niște pietre. N-am vrut să dau cu piatra, că am zis, nu dau cu piatra, că nu pot, mă iubesc. Păi Neamărin, cât el de al dracu și de nenorocit, îl iubesc, n-am cum să dau cu piatra. Uite cum facem. Ia zi. Unul trece acolo la sfoara aia. Da. Unul aici. Întindem încet, încet. Hai să întindem plasele. Cum e aia întinsă, s-o întinde să usuce. Okay. Deci unul acolo, unul aici la capătul ăsta. Hai, păi, du-te, du-te ușor. Tu, hai, dar drept, 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 du-te cu ea. Păi nu întindem noi plasele. Hai, du-te, du-te, du-te. Du-te, du-te drept. Băi, nu stânga, dreapta, pe drum, da, mă, pe, da, drum. Să întind. Pe drum, pe drum. Liviu stătea la distanță. A, stai că boieră, așa. Te dare la a, că muncim noi și pentru tine, băi. N-o-ți fă probleme. Lasă-o așa, stop, stop, stop. Nu mai sta acolo, că mă apucă dracii. Nu mai sta, e te rog eu frumos, nu mai sta. Când te văd acolo, mi-aduci pagubă. Pagubă. Pagubă mi-aduci. I-a dat-o direct, mă, ești nebun. Și a început să dea și mine, fără să spun absolut nimic. Bang, bang, bă, pleacă de aici, bă. Pleacă, nu mai vreau să te văd. Mă, ce țintă. Bang, 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 pleacă de aici. Mi-a dat două, una a căzut lângă mine, corcodușă. Cu asta dată mine? Da. Cu asta dată? Bine. Am luat și am zis. Vedeți pasta? O songhită. Asta e răzbunarea mea. Am pupat-o, tu, puiule, vei fi răzbunată. Ultimul cartuș. Ultimul cartuș. Odată am fost proști. Am avut o praștie de amatori. Dar nu mai avem. Am intrat la profesioniști. Mamă, îl distrug. Împreună cu ei am întins vreo 100 de metri de plase la uscat. După care ne-am dus să spălăm o barcă. Ștergem un pic barca asta. Cum vreți voi? Unul mai încolo, unul mai încolo? Hai, hai, eu le dau pe o parte. Hai. Era apă în barcă. Uite, acolo e un lighean din ăla. Cu ăla luăm apa și o aruncăm afară pe asta, toată. Bine, dar ne pui la muncă de asta de
Da, hai, nu mai comenta, taci, zic, tac, nu mai zic nimic, că iar mi-au lăsat, că zice altul. Puh, dar putem urâ, bre. Lasă-mă, că n-are nimic, întoarce-te așa. Stai, bre, să-ți dau și cola. A zis Andrei, mai comentam și-o, dar mai așa, mai palmat, ca să nu mă... Și, una, și, două, la comanda mea, două, 100 te-ți dăm. Câte? 3. Haide, vezi, zici că sunt la galere. Ia vedeți că cerebel fără curent. 4, lasă-le, lasă-mi, cerebel știe ce faci. 4. Păi da, n-ai că zici, trăgem aici. 5, vedem cu număr. 5. Iar m-am sustras. Nu știm că stă acolo. M-am pus eu după căsuță, stăteam bine acolo, dar am văzut că aveți treabă, dădeați cu niște apă de îmbarcă. Și trebuie să nu ne vadă. 14, 35, 37, 15, 68, 16, numere acolo, numere pescărușii care trec, ce nume? 17, 18, 18, hai mă! 19, 19, 20, 20. Bă, am luat apa din barcă și a zis să fie uscată barcă. Hai, lasă-ne, băi, nebunii. Dom'le, să fie ștarță. Vrea ce să nici soarele nu usucă apa așa. 68. 68. Gata, 100. Cine nu-i gata, ne-am colopat. Deci tu ești cel mai al dracu, da? Deci frate cu vârciu, da? Ricoșează mine. Gata, băi, gata, gata. Așa. Să mori la... Nu ține aia, că ricoșează spre mine. Hai să iei. Mi-a clăit din aia în gură. Stai că mine aici, că mai mor. Cu ce ai dat? Hai, rămâi și te face la... Mai sunt 80, mai dăm? Da, 80.000, 80.000, 100. După ce am dat vreo 20 de kg de apă afară, mai rămăseseră 20. I-ați două, te super pentru 20 de litri de apă. De dreapta aia când mișc barca, se pun frumos uniform, apa din barcă ține balans. Și rămâne barca sigură pe apă. A, mă, e la mișto, nu? Firial, o să fii. Tu ești la fel ca fratele tău, da? Stai. Ori faci. Ne-a numărat. Numărătoare ne-am mărit să-mi miști. Fii atent, 23. Cum e 23? 24. Ia-i, dă-i, dă-i. 20, 25. Și când ajungea pe la 30, o lua iar de la 20. Când m-a văzut prins acolo pe barca aia și n-aveam unde, în dreapta mare, în stânga mare, în spate mare, în fața mea el, n-aveam ce să fac. Ia uite ce merge, uite mă ce merge din prima. 27. Mamă, să mor electrică, ia uite. 28. Și a început, a luat vâzla. 29, pardon, 29. Deci n-aveai cum să furci pe raza aia, pe digul ăla n-aveai cum să scap de vâslă. Vâsla avea vreo 6 metri. Mir, ce ai făcut? Ce m-am înălțat să mor, vezi cum făcea nea copii? Acolo m-am enervat și mai tare când a dat cu vâslă. Mă deranjează foarte tare că dă la Andrei. Și că Andrei nu zice nimic și mă scoate din sărite. Am stat și l-am urmărit să văd cât de tare poate să dea în Andreiuț. 80. Hai, venit în vermurile noastre, 81, în sfârșit. 82. 82, dacă mai aduci mata apă, că nu mai avem. 83. Nu mai avem ce să scoatem, doar dacă faci mata ceva aici. Hai că fac eu acum, să arătăm. Mata, pipi, hai, hai, mă, hai, mă, hai, păi repede. Ce să mai dau, că nu? Avem treabă, băi! Da, da! Fă-s-o, treabă! Fă-s-o, astăzi Andrei a avut parte de bătaie nelimitată. L-a încins neamărind de la leșinat. Mi-a dat cu palma, mi-a dat cu corcodușe, mi-a dat cu aia, mi-a dat cu aia. Și cu zarzări, și cu vâsla aia, cu vâsla în cap. Și mi-a dat, și mi-a dat, și mi-a dat. Și o calic am luat, și am luat, am luat, am luat tot. Că nu îl lăs eu așa, nu-s nebun. Ce prost ești. Deci m-a bătut cam la toate muncile pe care le-am făcut astăzi. L-a încins bine toată ziua. Să dă el în Andruț, în continuu, în continuu. Așteptăm, așteptăm. Pânda face 50% din toată misiunea. Am luat corcodușa și m-am dus la pândă. Poc, 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 pe lângă căsuțe, pe lângă gard, pe lângă căsuțe, pe lângă gard, pe lângă căsuțe, pe lângă gard. Am dat exact Dumnezeu drăguțul mâncaia și gura lui. Mamă, perfect aici. Ieșim direct în spatele lui. O ușă cu geam care dădea fix în unde trebuia să iasă el. Oh. Am găsit și gloanțe. Oh. Niște plute, dar tari. Îți par capul dacă îți dau cu una de aia în cap. Mi-am umplut buzunarele cu pietre, că zi nu se știe. Apare dracu și să fiu pregătit. Cowboy bătrân, da? Cowboy. Cowboy bătrân, da? Bătrân, da? Bătrân. Nu, bre! Om bătrân, da? Gata, bre, puștule! Bătrân, da? Bătrân, da? Fii atent că am dat la adevărate acum. De care? Țețăr. De mare neagră. Cu asta, dacă dau... Ia uite, fie. Auzi cum faci? Da, 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 pace. Pace. Îl distrug cu bombele, dar nu mai iese odată. Groaznic e pânda. Pânda face 50% din treabă, clar. Dar e groaznic să stai în așteptarea asta. Vine, curcule, vine fix încolo.
Ia, ia de casă, e tare. M-au auzit. Vă uitați la ceva, nu înțelegeam la ce vă uitați. Fii atent. Mamă, mâncați aici, bă. Așa. E chiar aici. Am pus să-l iert. Ies, e tău, șaia. Asta se mănâncă? Rapane. Păi astea sunt delicioase, mâncați aici, gura. Toată lumea s-o moară. Ia să mă, să văd. Melci. Stai așa. Ia uite-l, mă. Bravo, băi, Andrei. Dă-te la o parte, că-i spar capul, băi! Ia! Și-a luat și-l opraște, dar tot nu are direcția ca a mea. Tum! Bă, nu da cu pietre, bă, n-auzi! Nu cu pietre dau! Dau cu cataroaie! Dau cu cataroaie! Am băgat și-o dinții numărului. Te bă, cu placa aia, ce mușcă cu placa aia, bă, nene! Mărina se mânat vânt cu praștia. Acum va culege furtună, cu vârciu, cu ochiul lui de viperă. Stai așa. Ia uite-o, bă, că am scos-o, bă. Ia uite-o, bă, ia vezi. Da? Dă-te la o parte acum. Dați-l la o parte. Băga mea și-o, ce v-am zis eu? Ce v-am zis eu, mă? Ați așa, să vedeți acum. Dă-te la o parte, că-i spar capul, băi! De la o parte, de la o parte acum, că-i dau la cap acum. Hai să vezi, hai să vezi ce-ți fac. Da, mă, că-mi... Dar ce l-am ars? Când am auzit pliciul ăla, abia atunci mi-am dat seama că păi, livrul nu l-am văzut, că eram cu spatele la ușa o la cărnă. O panteră m-am dus. Și am auzit toată plici. Pan. Dar cu ce ai dat? Cu plut ai dat? Nu, cu o corcodușă aia de-am pupat-o. Plici! Pac! Când am auzit lovitura aia, am zis, Doamne, mâncați-ești gura ta, deci... Cred că așa guguloi are pe spate acum. Nu, el nu m-a lovit. Odată mi-a dat și el. Nu, m-a lovit, dar nu rău așa, dar nu mi-a știut ele. Da, oricum, se vedea că s-a schimonosit așa tot, s-a îndoit un pic și băi a căutat pe jos. Nu știa ce mai caută, oricum, cred că dacă se iau o mitralieră, trăgea cu mitraliera 100% după el. Da. Da? Război. Îl omor acum, gata. Hai, nebunul meu, hai! Hai, nebunul meu, hai, nebunul meu! Las că vezi tu nebunule acum. Hai! Vezi tu acum, băi, ferește nenei de acolo. Vino cu-a. Stai aici. Te rup acum! Iria tu să fii! Iria tu să fii! Ia! Și-a luat și-l opraște, dar tot nu are direcția ca a mea. Cred că el a rămas fără corcoduș și a început să dea cu pietre, pentru că auzeam în casă. Tum, tum, tum! Bă, nu da cu pietre, bă, n-auzi? Nu cu pietre dau. Dau cu cataroaie. Cu cataroaie, dau cu cataroaie. S-a transformat și te dea cu cataroaie. Nu știu dacă vă imaginați să zboară niște cataroaie. Eu știu exact și cum a fost la primul război mondial și cu al doilea război mondial. Eu știu ce au simțit ei în tranșei acolo. Bă, gama și... Acum să te văd. Acum, dacă dai cu pietre, dau cu pietre, să mă, dacă dai cu pietre. Cu pietre, da. Dacă dai cu pietre, îți ce dai cu ce? Dau cu asta, dacă dai cu pietre. Da. Să mă, că dai cu pietre. Da. Uite ce, uite că să vezi. Dai cu pietre. Dau cu pietre, să mă. Hai să ne uităm și cum să alergă ăștia. Bă, ce mă, doctor? Ce mă, trebuie să unde la doctor, mă, bă. Ei, ia să dai. Și a venit, am pus așa praștile amândoi pumn în pumn. Când cața aici gura ta la gânsa, da! Și el, și eu, și eu, și el, și eu. A pus mâna pe praștea mea. Ia mâna după asta. Ce mă? Ia mâna, da! Ia mâna, ia mâna, dă-i drum, dă-i drum, am zis. Uite, bă, ce m-am mușcat, bă. Te-ai mușcat, vrei? M-am mușcat de mână și eu n-am mai rezistat. Am băgat și-o dinții numărului și eram ca doi armăsari din aia care ne mușcam ca nebune acolo, care dă drum mai repede. Te, bă, cu placa aia, ce mușcă cu placa aia, bă, nene. Trebuie să fac iar teatru Titanus. Eram eu speriat că m-a mușcat cineva de aici, dar s-ar putea să mă vindec dacă m-a mușcat, deci a băgat veninul de aici, veninul ăsta contraatacă veninul ăsta. Călinez, mulțumim. Și știu că ne dai și peștele. Îți da Dumnezeu sănătate. Și peștele vine din Cearnea Mare. Și s-a terminat atât de frumos când noi am plecat împreună într-o mașină.
Am venit la restaurant și ne-am adunat cu toții. Ultima ședință. Sunt curioasă să vedem cine câștigă 2000 de euro. Acu' e deznodământul. S-au strâns sau nu s-a strâns the money. Și am făcut eu o mică introducere să le spun a șaptea serie. La a șasea serie, băiatul meu și cu fratele lui au câștigat 2000 de euro. Cred că de-aia îi cer când le-a stăt. Tu nu te-ar prea mai odihnit de când am câștigat. Vorbesc serios. Așa de fericit am fost că au câștigat și ei după da, șase. S-a văzut cum a ta, s-a văzut fericirea. Fericirea maximă. Nu știi să joci fericirea, dar noi am văzut-o, că te cunoaștem mai așa. Da, o să vadă o țară întreagă cât de fericit am fost eu. N-a apucat să înceapă foarte bine această discuție, pentru că iar probleme de familie între el și băiatul lui. Dacă nu eram un bun manager, eram pe drumuri acum. La mine e așa totul. A, B, C, D. Haide, zi de asta, letele A, B, C. Raluca, vine coace. Am chemat fata de la casă. Trebuie. Cât a făcut în casă de astăzi? 375. Toți? Toți. Pă, mult. Ai spart. 375. Ăștia-s toți bani. Da. Mulțumesc frumos. Acum, din ăștia trebuie să plătim. A început să numere din bani 40 cu 20 cu 34 cu 30. Voi trebuie să faceți 6.000. Plus 1.000. Plus 1.000. Plus un leu. Plus un leu. Aveți doar 4.413 lei. N-am făcut bani, n-am făcut profit, n-am făcut nimic. Minus ce 387 de lei. Îl distrugeam. Vorba lui Andrei. Dacă noi stăteam cumva cu lumina stinsă până în momentul de față, noi îl băteam și săptămâna asta. Noi nu ne așteptam la altceva. De ce nu ne așteptam pe plus niciodată. Era o surpriză să fie iasă pe plus. Dacă ieșea pe plus, eu dădeam, mă, eu mă băteam, eram bear la interviu. Deci eu acum deci n-avea cum nicio șansă. N-are. Eu nu mă așteptam vreodată să câștig, dar presupun că colegii mei s-au așteptat ca unul dintre ei să câștige premiul de 2000 de euro. Eu consider că am muncit foarte mult. Eu chiar merită acești bani. Oricum, eveniment de amploare așa mare cum am avut cu seara grecească, n-am avut în aceste 6-7 serie. Numai că la bani e problema. Bani nu prea am făcut. Concluzia este că Grecia ne-a băgat în faliment, ceea ce nu mai implică niciun premiu. Adică n-avem bani. Eu sunt dator să declar unul din voi câștigător, chiar dacă nu ia banii. Chiar dacă ia la decernarea trofeului Neamărin, toți eram cu sufletul la gură, că nu știam cine o să câștige. Câștigătorul acestei serii a șaptea este Cerebel. Da? Da. Bă, în primul rând că tu m-ai scutit pe mine. Neamărin a ales să-i ofere trofeul Neamărin lui Cerebel, pentru că în prima zi el a fost locțiitorul de Neamărin. Deci totul a fost pe tine. Fericită asta. Pe bune, da? Pe bune. A fost prima, da. Da, da, perfect. Ai luat M-am dezmentit de două ori, zic, a, da, eu trebuia să, da. E, atunci ce rău îmi pare că n-am câștigat bani. Parcă merita mai ales pentru prima zi în care m-a pus să fiu eu el. Ghinion cu Grecia. Să vedem ce facem la mondiale. Și eu cu băiatul meu o să rămân în continuare, să vedem ce facem săptămâna viitoare și cu fratele lui. Hai să facem altceva. Da. Ia lasă-ne pe noi să ne ducem noi la taraba noastră. Hai mă duceți. Uite-mă. Uite-mă. Ăsta când vede, fii atent, îl duci la o barcă, vede barca. Da. Vreau și o barcă. Îl duci la un cal. Călărește calul. Vreau și o cal. Vede bani, vreau și o bani. Mă, te ești făcut da, exact. Așa. Văd un prost, vreau și eu un prost. Hai să mergem. O săptămână frumoasă din punctul nostru de vedere. Am avut și momente în care am regretat că ne-am împăcat cu Neamărin. Am avut și momente când ne-am bucurat că ne-am împăcat cu Neamărin. Neamărin este un tip senzațional. E un copil și cred că de-aia a ajuns să fie atât de mișto la vârsta lui, pentru că n-a renunțat niciodată la copilul din el. Neamărine, îți mulțumesc, bre. A fost tare, greu și tare frumos. Nu mai vin. Oricând, cu drag, Neamărine, vin la tine. Cu mare drag, de-abia aștept sezonul următor. Îi urez lui Neamărin baftă în continuare, să termine acest sezon cu bine și să ne vedem la anul. Dacă o facem mai încolo și mi se face dor, mai vin. Că mi-era dor un pic de Neamărin, recunosc. Acum sperăm să avem mai multe momente de bucurie în următoarea săptămână, nu să mai avem de tristețe, că dacă mai avem de tristețe, noi rupem prietenia imediat, când avem voie emoție. Cu unirea cu 80 de ani, cu 70 de ani. Data viitoare intră în schemă Daniela Crudu. Cel mai sele și băiat. Vă întreb, ne batem joc? Da. Și o echipă care a cucerit Asia. Nu ne permitem. Dar cine vă sabotează pe voi, fetele? Eu niciodată nu vă sabotez. Jură-te că ai făcut asta. Ce?
Aventurile vor fi pe măsură. Au! 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 Ea moare de cal săraca, spune că asta-i țăranca. Sera de legume va fi ca o junglă. Mi-e rău, nu mai poți face față. Ce ai făcut? M-ai udat? Nu, am răcorit-o un pic, că era cald. Așa. Nu-i pune! Băi! Ne accidentăm colegial. Nu! Mi-ai rupt de ce-i de să mă prind! Umblăm cu răzbunarea vopsită. Ne scoatem ochii amical. Să mai faci ceva. Cât timp afacerea stă pe picioare, e distracție. E balamuc, e bine. La mare cu Neamărin. Te-ai așezat la inimioară și ai făcut ca să mă doară.